Salut, dragi cititori! Numele meu este Loredana și bine ați revenit pe canalul meu. Profit astăzi de faptul că este iarăși soare afară, este atât de frumos și atât de frig, habar n a n Și m-am gândit să fac un tag pentru sărbătorile de iarnă, pentru că se apropie cu pași pe Crăciunul. Eu o să vă spun în felul următor: din păcate, nu am decorațiuni pe care să vi le arăt, sau alte chestii drăguțe și cute și așa, pentru că eu și familia mea decorăm bradul și casa, în general, în ziua de ajun. Deci, până pe 24 decembrie, noi nu facem nimic altceva și. De aceea am pus și eu aici ce am găsit, e un omuleț de zăpadă foarte drăgălaș, e un chinezism, dar nu contează, este foarte drăgălaș, din păcate i s-a cam terminat bateria și luminează, dar deocamdată i s-a terminat bateria, trebuie să o înlocuiesc, evident ciocolată, pentru că serios. Și mai am o lumânărică, dar n-aș vrea să o iau de acolo pentru că e un pic cam fragilă și e un om de zăpadă, tot un om de zăpadă. Și bineînțeles, acest ploveraș foarte drăgălaș, roșu, evident. Da, și ca să ajung la tema clipului de azi, m-am gândit să fac un tag cu tematică de Crăciun. N-am găsit ceva pe gustul meu în blogosfera românească sau pe booktube-ul românesc, așa că am căutat pe booktube-ul străin și am găsit Test the Season Book Tag, are șapte cerințe și e ceva așa ușurel, sper să meargă repede, sper să vă încânte și pe voi și de ce nu aștept și răspunsurile voastre în comentarii, pentru că o să vedeți, cerințele sunt foarte ușoare. Um, încep cu cerința numărul 1. Ai o lectură de iarnă preferată? Aici uh, trebuie să recunosc că nu. Nu am nicio lectură de iarnă preferată, niciun autor preferat. Uh, știu persoane care citesc uh, sau recitesc aproape în fiecare an uh, Colinda de Crăciun a lui Charles Dickens. Ei bine, eu nu. Dar în schimb îmi place să citesc cărți cu tematică de Crăciun, așa că anul acesta am împrumutat de la Biblioteca de la bibliotecă. Fulgi de Iubire. V-am arătat-o în clipul anterior cu tibiarul lunii decembrie și da, în preajma Crăciunului, eventual după, o să citesc acea carte. Dar ceva specific nu am. Cerința numărul 2. Caută o carte cu albastru pe copertă. Aici, prima, prima carte și singura la care m-a dus mintea când am văzut cerința asta este Strange the Dreamer de Leni Taylor. Cartea asta este superbă, este o imensitate, mie mi se pare foarte mare. Este și format mare, dar are și multe pagini. Uh, numai că albastrul ăsta și cu auriul ăsta e, e superbă, e pur și simplu superbă și uh, are și o copertă foarte, cum să zic eu, nu este lucioasă, este fină la atingere și aș sta cu cartea asta toată ziua în mâini, serios, e atât de frumoasă, uh, îmi place la nebunie când uh, găsesc astfel de ediții, în afară la cărțile din afară, pentru că pe la noi nu prea vezi, dar da, e, e superbă, e gorgeous. Cerința numărul 3. Caută o carte pe care ai folosi-o castea în vârful bradului de Crăciun. Tot strange the dreamer, adică, da, îmi pare rău, dar cartea asta este. Este o superbitate, serios, deci uitați-vă la ea. Este atât de frumoasă. Dar ca să nu mă opresc uh, numai la cartea asta, presupun că mi-ar plăcea să pun în vârful bradului de Crăciun și fetița care a salvat Crăciunul de Matt Haig, apărută de curând la editura uh, Nemira. Uh, nu am cartea, o să las o poză. Uh, este roșie, adică Serios, culoarea mea preferată. Și e despre Crăciun, este o poveste adorabilă din câte am înțeles, așa că da, me merge, merge castea în vârful bradului. Cerința numărul 4, alege un loc fictiv care ar fi perfect pentru vacanța de iarnă. Aici am stat și m-am gândit destul de mult, pentru că în general nu prea... Am așa afinități cu locurile fictive, mă atașez mai degrabă de personaje decât de locuri. Dar cred totuși că voi alege Castelul Bestiei din Frumoasa și Bestia. Um, nu știu dacă ați văzut uh, una din continuările la Frumoasa și Bestia, la desenul animat Disney, dar se numește Belle's Magical Christmas, ceva de genul. Și este atât de frumos castelul acela și cu împrejurimile acoperite de zăpadă. Este ceva de vis, deci serios. Aș alege castelul bestiei ca să-mi petrec acolo sărbătorile de iarnă. Eventual când este prea frig afară sau viscolește sau ceva, să mă culcușesc undeva în biblioteca bestiei cu o carte și o cană cu ceva cald alături. Ar fi, ar fi divin, doamne. deci biblioteca aia That library, though. Cerința numărul 5. Uh, alege un personaj fictiv pe care l-ai duce cu tine în vacanța de iarnă. Și aici, pentru că tot am terminat de curând uh, Simon și planul Homo Sapiens de Becky Albertalli, l-aș lua pe Simon Spear cu mine, pe personajul principal. Deci, serios, Simon este... Am zis asta de o mie de ori, dar o să mai zic. Este pur și simplu adorabil. Îmi place de el foarte mult. Ca persoană, este atât de bine conturat de autoare, încât ai impresia că este o persoană în carne și oase. Și este foarte amuzant, este foarte relaxat. Nu știu, e pur și pare așa o persoană grozavă, cu care chiar te-ai simți bine și în largul tău. Așa că da, l-aș alege pe Simon. Cerința numărul 6. Numește o carte de pe wishlist-ul tău de Crăciun de anul acesta. Uh, aici goes without saying, e vorba de Zile de Crăciun de Janet Winterson. Uh, din păcate n-am reușit să mai pun una pe acea carte. Uh, este și mai scumpică pentru că e o ediție cartonată dar vreau neapărat să o iau. Nu cred că la anul totuși, pentru că rezoluția mea este să nu mai cumpăr nicio carte în 2018, dar o voi lua eu la un moment dat, o voi citi. În schimb, da, se află pe wishlist-ul de anul acesta, ca și un băiat numit Crăciun, ca și fetița care a salvat Crăciunul, adică... Aș vrea să le citesc pe toate, dar nu am când, așa că oftăm și mergem mai departe. Cerința numărul 7. Ei bine, cerința asta nu este legată neapărat de cărți. Trebuie să numesc o băutură preferată pentru sărbătorile de iarnă, o mâncare preferată sau dulciurile preferate de sărbători și filmul preferat. Ei bine, la băutură pentru că noi nu avem chiar atât de multe băuturi de sărbători cum au alte uh, popoare, gen eggnog sau mai știu eu ce, uh, eu aleg vinul fiert. Pentru că mie îmi place foarte, foarte mult vinul fiert uh, și cel mai mult îmi place cel făcut de mine acasă, pentru că eu pun foarte multe condimente în el, pun și măr, pun și portocală. Mă rog, îl fac foarte aromat, condimentat și deși beau destul de rar, dar când beau îmi place să fie condimentat și să, nu știu, pur și simplu așa, să mi se pară ca un nectar al zeilor. Cât despre mâncare, recunosc că la mâncărurile de iarnă am foarte multe preparate tradiționale românești. Îmi place mâncarea românească, foarte mult. Cred că sarmalele se află undeva în top acolo, alături de ceva ce noi, aici, la Moldova, îi spunem răcitură, dar de fapt am aflat și eu acum câțiva ani, oricum recent, că se numește piftie. Deci, mă rog, asta e. My life was a lie. Da, și asta la mâncare, iar la dulciuri ciocolată. Frate, ciocolată, deci ciocolată. Uh, bomboane de ciocolată, bomboane cu lichior, uh, bomboane cu rom, uh, ciocolată amăruie, orice tip de ciocolată. Serios, deci orice tip. E filmul preferat. Aici am un film la care mă uit nu chiar în fiecare an de Sărbători, dar aproape în fiecare an, și este vorba de uh, jurnalul lui Bridget Jones. Um, o să vă las o poză și cu uh, posterul filmului, uh, dar am și cartea, uh, prima carte din serie, jurnalului Bridget Jones. Uh, ideea e că am primit-o cadou de la o colegă uh, prin clasa a 9 -a sau a 10-a și am citit-o chiar atunci, uh, în, uh, înainte de... Um, sărbători și înainte de anul nou, în vacanța de iarnă de atunci și mi-a rămas așa cumva la sufletel. Iar când au apărut filmele, doamne, ce deci eram înnebunită. Primul film cred că l-am văzut de mai bine de 10 ori și nu exagerez, cap coadă. Îmi place foarte, foarte mult, mai ales sfârșitul, dacă știți la ce mă refer. Este perfect pentru iarnă. Și da, e unul din filmele și una din seriile mele preferate. Așa că da, jurnalul lui Bridget Jones. Adică cine ar putea să nu o iubească pe Bridget? Bridget este atât de amețită și totuși atât de adorabilă. N-ai cum să... să spui nu la așa ceva. Și să nu mai vorbim de Mark Darcy, da, deci Mark Darcy e... Da, trecem peste. Uh, dragi cititori, cam asta a fost pentru astăzi Nu știu dacă vi s-a părut lung, scurt acest clip uh, Habar n-am cât am vorbit Știu că am vorbit mult, dar nu știu cât uh, Sper că v-a plăcut acest tag Și chiar aștept așa, succint Adică dacă nu vreți să elaborați, nu e nicio problemă Dar aștept așa succint răspunsurile voastre în comentarii Pentru că sunt curioasă și la o adică împărtășim așa Păreri despre sărbători, etc. etc. Uh, da, sper că v-a plăcut acest clip. Uh, un like, abonați-vă dacă vreți să vedeți și clipurile mele următoare. Și uh, nu știu dacă voi mai posta până la sărbători. Dacă voi mai posta, ok. Dacă nu, eu atunci vă urez să aveți parte de tot ce vă doriți voi în iarna aceasta. Și uh, sper să ne vedem cu bine data următoare. Pa!